Dar trebuie să vă amintesc că cam ce ne-am propune aici, într-o concluzie. Vom învăța un cal, o metodă concretă care să creeze aceste condiții favorabile revelării de sine. Dar ca orice cale, ea trebuie să fie circumscrisă unei viziuni. Atunci când avem o viziune, este clar că putem urma cu multă credință, cu elan, cu aspirație, cale. De această cauză, vorbim despre această viziune a unității, despre această viziune a unei stări care să ne permite să trăim într-o libertate interioară. Da? Într-o stare de a fi în care accentul cade pe ființare, nu pe diferitele orientări ale minții, care ar vrea să facă ceva spre a-și adjudeca diferitele experiențe. Da? Ființarea nu întotdeauna are de-a face cu mine. Starea de existență pură nu are de-a face cu mintea. Pentru că, iată, dacă noi vom închide ochii cel puțin două secunde, veți putea rămâne fără minte. Fără trecut, fără viitor, fără așteptări, fără dorințe. Aproape orice ființă poate să rămână două secunde fără minte. Deci, existența timp de două secunde într-o stare non-mentală, să-i spunem așa, caracterizată de lipsa gândurilor, este o certitudine. Și aș putea spune că simțământul acestei existențe este singura certitudine. Dacă de minte ați ajuns din când în când să vă mai îndoiți că ea vă poate duce, da, sau se duce, depinde, da. Acest simțământ al existenței, nimeni nu vi l-a pus vreodată sub îndoială. A fost cineva care s-a îndoit că el există? Nu s-a îndoit, atâta timp cât era în starea de veche. Iar în starea de somn, chiar și dacă, este foarte interesant, chiar și dacă noi nu mai suntem în contact mental cu noi, dimineața când ne trezim, avem conștiința acestei unități a ființei noastre, chiar dacă noi am fost desprinși de ce? De mintea perceptivă. Asta e de veche. Da? Deci înseamnă că noi am existat într-o altă stare mentală, am avut, nu? O experiență, poate să fie cea onirică, de care ne amintim sau nu, nu contează. Dar toate acestea, dimineața la trezire, ne regăsim în aceeași unitate existențială. Deci nimeni nu se întreabă, am mai existat eu peste noapte, nu am existat. Deci, cu excepția unor ființe care trăiesc constant, cumva, din păcate, dedublarea, datorită patologiei inerente unor boli psihice, da? În rest, natura umană s-ar putea configura în acest simțământ, în această certitudine a unica de altfel, cum spuneam înainte, a existenței. Da? Ea este primordială în raport cu mintea. Da? Și atunci, ce ar trebui să ne preocupe în existență? Ar trebui să ne preocupe mereu și mereu fortificarea mecanismelor mentale, care sigur ne agită și ne oferă diferite direcționări, sau ar trebui să accesăm, sau să facem cumva mai cunoscut, o stare de existență, configurându-ne în simțământul certitudinii, că această existență poate să fie complet pură. Nealterată de ce? De un conținut sau de o impregnare a minții care vin să se supraimprime peste existență. Da?
atunci începem să surprindem dualitatea. Da? Deci, iată, există ceva, un background, există un... Da? Există ceva, o realitate fundamentală, care este conștiința. Această realitate definește însă și propria noastră ființă în esență, în adevăr, și peste ea este supraimprimată, da? O stare a minții. Sau stări ale minții. Că pot fi foarte multe stări ale minții. Din perspectiva existenței pure, care are de-a face cu sinele, ea poate fi accesibilă dacă mergem către sine. Din perspectiva existenței în lumea fenomenală, noi vom rămâne să percepem existența lumii fenomenale reflectată într-o minte care are propriile sale posibilități mai mari sau mai mici de a reflecta existența lumii fenomenale. Da. Atâta timp cât mintea nu ajunge într-o dimensiune superioară, ceea care are de-a face cu și nu este iluminată de această conștiință a sinelui, mintea nu poate să vadă în lumina reală desfășurarea existenței. Da? Numai această lupă plasată din centrul ființei noastre va putea face un fel de zoom oriunde s-ar orienta spre a descoperi această existență pură. Altfel, existența poate fi pătată, amprentată de acest conținut al minții, fiecare dintre noi aflându-ne în ipostaza foarte interesantă de creatori ai Universului. Fiecare dintre noi creează lumea în care trăiește. Fiecare dintre noi percepem această lume prin felul în care noi am structurat acest conținut al minții. De această cauză, mintea vine să refacă, mereu să fortifice această lume exact precum noi suntem. Practica spirituală începe să reveleze progresiv aspecte din ce în ce mai profunde, autentice, reale, și în lumina adevărului ființei descoperim, sigur, și realitatea unității de fond a întregii creații. Și lumea așa cum este ea, nu cum se prezintă unei minți care privește printr-o fantă colorată într-un anume fel, printr-o fantă îngustă sau mai largă, lumea conceptualizând-o în acest discurs neîntrerupt pe care ea îl are. Și de care, din păcate, foarte mulți suntem foarte atașați. Ca și cum mintea ne definește pe noi din totdeauna. Nu este așa. La început și acum și în viitor, realitatea esențială a existat, există și va continua să existe. Și în lumina ei, sigur, mintea va putea, la un moment dat, să reflecte această unitate esențială a creației. Deci, aceasta este viziunea. Și în această viziune, calea și metodologia, atitudinile, metodele integrate, sunt cele care nu pot decât să creeze, aș putea spune, din perspectiva activității și conținutului minții, condițiile favorabile pentru a ajunge chiar la transcenderea ei. Și atunci când transcenderea minții sau este realizată, descoperim ceea ce a fost întotdeauna. Este totuși destul de simplu să ajungem să înțelegem chiar și ca metodă demersul acesta spiritual.